Suntem într-o nouă întâlnire, inimile vorbesc românește, cu doamna Daniela Cerelev. Vă cunoaște lumea ca inspectoare, ca profesoară, ca teolog, ca filolog, dar eu vreau să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte în calitate de scriitor, de om care iubește limba română și o slujește cu atâta frumusețe, cum am descoperit că o faceți în acest volum de poeme în proză, prozopoeme, cum le-a spus părintele preot Constantin Necula, care v-a scris prefața și recomandarea, Moara de gânduri. Cât de importantă este legătura aceasta cu limba română pe care o aveți în tot ceea ce faceți și în celelalte activități? Iubesc limba română și cred că mai întâi de toate Dumnezeu a vorbit românește. Nu s-ar explica altfel atât de multe cuvinte care au pâine în ele, cuvinte care vindecă, cuvinte care construiesc, care te rectitoresc. Mă onorează să spuneți că sunt scriitoare. Sunt doar un om care iubește să scrie ceea ce simte, iubește să împărtășească din emoții, din bucurii, din frământări. Și da, îmi place să o fac, repet, cu cuvinte din acelea plămădite din grâul iubirii de oameni și de Dumnezeu. Cuvinte care vindecă. Sunt prea multe cuvinte care rănesc în jur. În limba română avem foarte multe care vindecă. Și atunci încerc să le folosesc. Iar dacă îmi spuneți că îmi și reușește, e onorant. Cu siguranță vă reușește. Venind către întâlnirea noastră cu publicul aici, am rătăcit drumul din cauza acestei cărți. Soțul meu îmi spunea să urmăresc GPS-ul și la un moment dat m-am pierdut complet și n-am mai putut pentru că mă cufundasem în frumusețea cuvintelor din această carte. Asta înseamnă, de fapt, moara de gânduri, înseamnă nu doar curgerea aceasta dintre nădejde, smerenie, credință, cum ați spus aici, ci și moara la care poate se face această pâine a cuvintelor, așa și fost gândită. Moara de gânduri e, de fapt, inima în care țin moi gândurile și le dai glas prin cuvinte. Dacă nu trec prin inimă, gândurile nu pot fi primenite. E ca un fel de botez. Tot ceea ce trăim, de fapt, ne leagă de cer. Asta ne dorim cu toții. Să ne înveșnicim. Și dacă ne aducem mai ușor, mai ades gândurile în inimă, pentru că acolo se întâmplă toate, acolo e cerul, acolo se ascunde pe dinăuntru, așa, într-un soi de catifea, ca într-un culcuș de catifea Mântuitorul Iisus. Cel care ne învață să iubim, cel care ne învață să fim bun, cel care ne-a spus și voi sunteți, puteți fi ca și mine. Am promis că vă rog să vorbim despre partea aceasta de scriitoare pe care o aveți cu asupra de măsură, chiar dacă nu îi acordați atâta timp cât ar merita și vă întreb cum scrieți, când scrieți, ce scrieți sau ce mai scrieți în perioada aceasta foarte aglomerată a vieții pe care o aveți. Scriu permanent. Îmi place să scriu și în sufletele oamenilor prin ceea ce fac. Sunt un om foarte activ, un om care preferă mai degrabă cuvântul trăit decât acela așezat pe foaie de hârtie. Cred foarte tare în ceea ce scriem în inimile oamenilor. Scriu mai în fiecare zi. Îmi place să-i povestesc pe oamenii formidabili pe care îi cunosc. Îmi place să împărtășesc bucuria faptelor bune pe care le văd. Sau, și asta v-a și atras atenția, mi-ați mărturisit, îmi place să preiau din limonarii și din scrierile fundamentale ale omenirii, din scrierile oamenilor mari și să le tălmăcesc pe înțelesul inimii mele ca să le pot împărtăși oamenilor alte și alte gânduri și idei. Și dacă ar fi să vă rog și asta să ne faceți o recomandare de carte care înseamnă mult pentru dumneavoastră, nu neapărat o noutate, poate o carte pe care o citiți și o recitiți? O carte pe care o citesc și o recitesc permanent, sigur, dincolo, repet,
de Sfânta Scriptură, pentru că nu lipsește niciodată, e Lucian Blaga. Aș citi orice, dincolo de poemele luminii, oriunde aș deschide, aș citi Lucian Blaga. Cred că Fiul lacrămului a scris și pentru mine. Și vă referiți acum la poezie sau vă referiți și la teatru? Și la teatru și la, și la filozofie, da. Și la poezie, absolut orice, orice rând din Lucian Blaga, aș citi oricând. Vă mulțumesc mult de tot pentru întâlnirea noastră, vă mulțumesc pentru oamenii pe care i-ați chemat la această întâlnire cu totul specială și pentru felul în care știți să împrăștiați lumina prin cuvintele dumneavoastră dintr-o inimă care bate în limba română, care vorbește limba română și pentru noi toți. Și în felul acesta ne-ați adus, așa cum ați spus, cerul în inimă. Eu vă mulțumesc. Pentru mine, astăzi, a fost ziua în care am putut să întâlnesc pe Alice Năstase Buciota. Omul care inspiră, omul care a fost așteptat cu prietenie la Suceava și, da, recunosc, omul care mie mi-a dat emoții până să ajung aici. Vă mulțumesc pentru toată lumina pe care ne-ați împărtășit-o, pentru căldură, pentru oamenii pe care mi-ați adus aici, pentru cărți și pentru invitația de a vorbi românește. Vă mulțumesc din toată inima. Sunt copleșită, așa cum am fost de la începutul acestei mari întâlniri. Am plâns de emoție, am plâns de frumusețe și lacrima aceasta e neprețuită și vă datorez pentru totdeauna. Vă mulțumesc!